Pleacă musca de aici. Nu, era musca naturală. Am să vă arăt tehnologia aici la... Fac niște carne de biban. I-am luat carne. Mă dau de la biban. Și am scos și șira. Și am scos. O arunc aici. Să dau la... Ce vezi, dragă? Alo? Ce? Dacă ne vedem, mai ne împușcă. Dacă. Dacă e bine, e filul de la după gură. Nu am care carne de pește bine. Nu mai dăm câteva de. Nu și un max. Este trice așa. Nu așa? Hai, gata, mă, gata. Și aici ce am ales din peștele de ieri. Deci are solzul, la solzul pe el. Am ales doar fileu, așa că. Cu fileu. Cam așa ar. Fileu de biban. Și o să-l bag la ola sub presiune o jumătate de oră. Și o să continui filmarea după aceea, după ce iese el de la fiert. Fac o sărăție să pună peștele într-un borcan și în apa de fierbere să fac soluție cu mirodenile, cu foi de dafin, cu piper. Sunt o grămadă, cred că am vreo 2 kg și peștele de aer, mai am puțin ca să-i fac și pe ăștia. Dar i-am tăiat aripioarele astea. Am tăiat aripioarele de jos și pe cea de sus. În primă fază. După aia am tăiat căpățânul, am scos mațele și am tăiat pe lângă șir, așa e și fileu. Deci cam așa arată, e foarte bine. La Olt o să fac procedura asta, să iau un butoi așa să-l acoper de muște. Deci aici mai rămas puțin, deci puțin oase, dar sunt foarte fragile astea. O să fierbe imediat într-o jumătate de oră. Să fierbe și șira de pe asta. Și o să le fac așa. La gol să dau cu sare calme, dacă au pastramă, ca să păstreze bine. Vreau să zicem pe la frunzăr, am zis că sunt niște biban mari. Facem conserve de pește. Trebuie să vă abonați că este gratuit. Urmăriți și partea a doua să vedeți ce conserve este din carne de pește de biban. Uitați numai bine. Hai să-ți mai dau ție un fileu. Este Betty. Betty? Ce vezi, dragă? Ce vezi, dragă? Hai să vezi, da, un filet. Ah. Gata. Ah, e bine că ai dat de cază. Să chem și pe verșoarta. Hai, băgă de acolo, pe nu. Hai că eu nu mă uit. Mă întreabă aici, așa. Uite aici la casa mea, aici, 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 ia, ia, ia. Uite asta, asta, asta. Hai la căpățâna, nu mă, fileu mă, fileu mă. Nu mai pleci după cazan? Uite, asta e mai mișto, uite. Uite, fată. Las que comentas, pero...